ai trăit prin centre și spitale. Tu cel ce ai suferit, ajuns la disperare. Am inima deschisă și gândul presărat. Dorința mi-e aprinsă că poți fi ajutat. Un freamă de speranță e tot ce-ți dăruiesc. Și crezul că în viață dorințe se împlinesc. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. O să-ți cumperi ghete, n-ai bani de ochelari. Te simți ca un scaiete când prețul e în dolari. Dar astăzi eu îți spun că lumea s-a schimbat. Vei crede că-s nebun sau poate doar ciudat. Însă prietenia în care e speranță renaște omenia ce ne mai ține în viață. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Oameni care iubesc, toții s-au reunit și astăzi își doresc să fii tu fericit. Fii bun și îndrăznește să te gândești ca mine. Eu cel ce îți vorbește am fost bolnav ca tine. Dar eu am îndrăznit să sper și să visez. Și cei ce m-au iubit mi-au dat al vieții crez. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să-mi grob de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să nu vezi nepăsarea, să nu vezi nepăsarea. Dragi prieteni, bine ne-am regăsit și de asta dată. Și dacă nu cumva se vede pe echipul, mi mărturisesc atunci răspicat și hotărât că sunt foarte bucuros. Ba, aș îndrăzni spune chiar în proximitatea fericirii, de ce nu, să am musafirii pe care vii voi prezenta astăzi. Ce mai la deal, ce mai la vale, semne bune, iată, anul are. Bine v-am regăsit, prieteni și abonați de acum. Haideți împreună să depănăm, așa, să procesăm preț de oră o convorbire mutual avantajoasă pentru părți și ce mai... vorbă multă, sărăcie tot pe atâtelea. Cu alte cuvinte, bine ați venit, bine ați descălecat în redacția televiziunii Suceava Plus. Ați și făcut oarecare drum până la noi, de ce nu? Câmpul Lung de la Moldova nu e chiar de aici, de acolo. Mie îmi place să-i spui cam întotdeauna Câmpul Lung de la Moldova. Și că m-a învățat profesorul Ion Filipciuc, băștinaș feroci al arealului, dar parcă sună așa mai... Câmpul Lung de la Moldova, care nu se confundă niciodată cu niciun alt fel de Câmpul Lung. Și nici musafirii mei de astăzi, de personajele principale ale convorbirii noastre, oameni în toată puterea cuvântului, cu alte cuvinte, doamna Anca și domnul Sebastian Remus Crăciun sunt musafirii noștri de astăzi.
I-ați văzut unii dintre dumneavoastră la aparate și cu alte bucuroase prilejuri. Bine ați venit pe la noi, Anca și Sebi. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, vă mulțumim de invitație. Oricând cu mare drag. Așa, luați ceasul ăsta în primire de vorbă, de vorbă în vorbă. Procesați-l cum numai meșteșugul și maestria voastră știe a o face. Dar eu am nu uitat, vă mulțumim că ne sunteți oaspeți astăzi, rari și aleși oaspeți. Ne e cinste și ne e bucurie să... Nimic să nu mai fac în ziua de astăzi decât această întâlnire. Și sunt convins că de seară când dau raportul către instanța divină, am cu ce și la interval, da? O să spui bunului părinte din ceruri că astăzi mi-am făcut bundiță nouă cu concursul prietenilor mei minunați în tare gândul lor, în afectele lor, în ceea ce fac. Tare ne bucurăm că ne primiți cu atâta deschidere. Luați-vă în primire și eu v-am și livrat pe mâna curioșilor prieteni care așteaptă să vă drămăluiască așa. Suntem iar, da, bucuroși, suntem bucuroși Anca. De fiecare dată că putem să venim la dumneavoastră la emisiune, atât pentru a vă mulțumi că promovați munca lui Sebi și că faceți ca talentul să fie cunoscut, cât și pentru a bucura prietenii de acasă cu poeziile lui Sebi, cu creațiile lui, pentru că trebuie să spunem pentru cei de acasă, care poate încă nu-l cunosc pe Sebi, că Sebi scrie de la 10 ani. Sebi a lansat până acum 5 cărți, 5 volume, din care 4 de poezii și 1 de proză, iar anul acesta vine cu ceva nou, cu un CD-ul care este, se numește Sunet de Pași. Cred că sugestiv o să le spună Sebi de ce așa a intitulat. Și care așteaptă să ajungă în casele cât ori mai mulți prieteni pentru a fi ascultat merită. Ei, ce frumos! Să nu uităm să spunem că Sebastian a ajuns deja în clasa a noua, da, în altă treaptă serioasă a preuniversitarului. Să vă și promitem că spuneați că voi că acasă puțin sau mulți prieteni, Câmpul Lung e mic, e mare, are două gări, mă rog. Nu duce lipsă domnul Sebastian de prieteni, de garnitura de prieteni, dar o să-i facem tacit și complimentul următor, că o să-l plasăm pe YouTube și atunci se va putea regăsi cu prieteni din Canada și din state și din, de unde se vede pe toată această planetă, chit că se spune că pământul de pe lună se vede cât o bășică. Hai să o spargem, hai să facem mare planeta asta, nu? Opriți planeta că vreau să scobor. Exact. Sebastian, da, aparate. Cum am spus, bine v-am regăsit. A fost vorba despre continuarea activității mele pe plan literal, care se manifestă, nu că s-a manifestat, n-am murit încă, se manifestă printr-un CD-ul. Sonet de Pași se numește el, așa e. Și ce ar fi de explicat ar fi titlul? Sonet de Pași. Cam ce mi-aș dori eu să aud în următorii ani, cam ce și-ar dori toți prietenii mei să audă, adică sunetul pașilor mei fășind prin iarbă, pentru că cred că asta e ceea ce îți răpește de trapareza. Și sunet de pași o chestie plastică. E ceva care sună foarte bine și pentru ureche. E un tablou, zic eu, drăguț al sunetului inimitabil pe care îl scoate piciorul uman când pășește cu toată fermitatea și hotărârea lui, iar dacă fiecare pas al nostru ar fi acompaniat de o notă muzicală, cred că ar ieși
ceea ce s-a dorit a fi Flăre de Paș. O combinație de recital, de trăire și de muzică. Sebastian, n-ai și omorât din prima, de frumos. Pe mine m-ai omorât, dar cu calul ce-ai avut? Am făcut armata cu oltenii ăștia, una, două, spunea, bă, m-ai bătut, dar și m-ai îmbrâncit. Sinfonia Pașilor. Deci, Anca, pomenind de cele cinci volume, deci de aș îndrăzni spune, fără păcat, de această chintă regală pe care domnul Sebastian a discălit-o nepereche și a mai însoțit cele cinci cărți în vremea din urmă cu un CD. Deci muzichia pe care o să ascultați la pornire și la ieșire de după ceasul nostru de convorbire, să știți că aparține de asemenea domnului Sebastian Remus Crăciun. E în clasa noua, deja e un pericol pentru voi. N-am ce vă face. Trebuie menționat că albumul a apărut cu ajutorul unui prieten, domnul Armin Ivan. Este colaboratorul nostru. El a pus pe linie muzicală poeziile lui Sebi și astfel 6 dintre poezii au devenit cântece și celelalte 6 de pe album sunt înregistrările lui Sebi. Sunt poeziile care l-au marcat pe el, care i-au plăcut mai mult și pe care le recită cu drag pentru cei de acasă, de obicei. Sebi nu compune decât în momentele în care simte. Deci are anumite trăiri. Nu... Fiecare poezie, așadar, este o simțire și mi-ar place să cred că și cei care le vor asculta vor trăi puțin din trăirile lui Sebi. E musai să spunem cum ar putea lumea ajunge în posesia? Momentan nu ne putem ajuta decât de paginile de socializare, așadar pe Facebook la Anca Crăciun, la Crăciun Sebastian, pagina de scriitor a lui Sebi sau Crăciun Sebi, puteți comanda aceste cărți, din care ultima se numește Demers, este demersul spre o lume mai bună a persoanelor cu dizabilități. Demersul spre a merge până la urmă. Exact, fiindcă Sebi e bine de știut, pe lângă faptul că se autosustine prin aceste cărți, din vânzarea lor, achiziționându-și aparatura necesară, dispozitivele medicale necesare mersului. El mai susține, alături, ajutat de mine, 30 de copii cu dizabilități asemenea lui. Și doar achiziționând o carte puteți să, sau un CD-ul, puteți să ne ajutați să ajutăm. Pentru că este o monedă de schimb a unor pași, a unor cuvinte care nu au fost puse poate niciodată. Sunt copii care nu au reușit să facă o oră de logopedie sau de kinetoterapie niciodată și acum, cu ajutorul Asociației Freamă de Speranță, asociație înființată de către Sebi cu dorința de a ajuta pe ceilalți copii asemeni lui, acum acești copii au un progres uimitor după 3 ani de zile și mergem înainte cu Doamne ajută. Da, vă mulțumim că ne vorbiți atât de frumos despre. E magnific. Este puțin din ceea ce pot oferi bunului Dumnezeu pentru minunea care este alături de mine, pentru minunile care mă așteaptă acasă. Și faptul că Sebi s-a ridicat din scaunul cu rotile, susținut de acest demers, susținut de cărțile pe care le-am vândut, că altfel nu am fi putut face recuperarea pe care am făcut-o și intervențiile chirurgicale pe care le-am făcut, mi-a dat încredere și putere și tot timpul m-a făcut să văd dincolo, să văd acești copii ca fiind potențial viitor Sebi. Deci eu în fiecare copil cu dizabilitate văd o abilitate și un potențial. Nădejdea, nu? Da. E credința. Ceva. Da, știți cum e, până la urmă, credința și nădejdea
sunt foarte strâns legate. De asta zicea Sfântul Apostol Pavel că trei sunt lucrurile care contează: credință, nădejde și dragoste. Și până la urmă, cea mai mare dintre toate e dragostea. Și ar fi completat sau a apucat să completeze doar că peste câteva veacuri Alexandre Dumas, până la urmă Sfârșitul Contelui de Monte Cristo, se rezumă la două propoziții care spun totul: așteaptă și nădăjduiește, două cuvinte care exprimă esențialul. Cam asta e, asta e și motoul nostru: așteptăm și nădăjduim spre un viitor mai bun. Că m-ai provocat, dar Sfântul Augustin cât de frumos s-a lăsat și el în moștenire, da? Iubește și fă ce vrei. Exact. Sfântul Apostol Pavel, ceea ce a calcheat domnul Marin Preda, nu? În finele romanului său, cel mai bine de pământ, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Da, da. Așa-i. M-aș juca o țiră cu vorbele, la urma urmei sunt teacher de cuvinte, făcui litere la Iași, română și spaniolă, și mi-e foarte drag de asta. Și mă agăț de multe ori când sunt în derivă, în impas, de uvertura Scripturii Sfinte, care spune că la început a fost cuvântul. Cuvântul. Mă mai răfuiesc și mă sfădesc cu matematicii prietenii mei, zic, lăsați-o voi mai moale cu cifrele, că cifrele până una alta nu au suflet, deși domnul Pitagora spunea, nu e îndrăgedat de cine nu stăpânește matematica, geometria. Oh. E drept că tot universul arată ca opera unui desăvârșit geometru, da? Managerul general, cum îi spune pleșului părintele din ceruri, managerul da. General, nu este decât un desăvârșit arhitect, nu? Geometru. M-aș juca o țâră cu, dacă îmi îngădui, domnul Igor. Sebastian Remus Crăciun, cu titlul CD-ului tău, deci iată, după cărți, când ai dat deja 5 cărți, ai spus, stai o țâră, că muzica parcă e mai încolo decât toate artele. Și într-adevăr, este regina artelor. Ea merge, împinge limitele frumuseții mult mai încolo decât hotarele înțepenite, statornicite. Și literatura face magnifice minuni, nu e vorba. Dar muzica, nu? Chiar într-o limbă străină, fiind de muzica pe care o ascultăm, nu ne deranjează. Mesajul știe unde să se ducă. Sunet de pași. Sună, consună foarte fain. Și cuvântul paș este foarte cald. Am exercițiu veratic de a-mi lepăda papucii din Chicere și de a mă urca pe dealuri, pe coclauri și pe tihărei cu tălpile goale. Și dacă mai este și roa matinală pe deasupra, cu atât mai bine. Pentru că simt că atunci când strivesc un bob de rouă, am călcat pe milioane de atomi. Sunet de paș, cuvântul paș este foarte frumos, nu? Apăși, nu? Ce fericire imensă mamelor când copilul începe să pășească. Da. E o minune cu Sebastian. Este uneori o așteptare foarte mare pentru acești pași. Sunt sacrificii foarte mari. Deci ceea ce un copil normal face, fără ca noi cei părinții și cei din jur să considerăm că face minunat, sunt pașii, cuvintele care încep, mi se pare că banal, că este o banalitate. Până când întâlnim un astfel de caz, cum este Sebi, la care fiecare potențial pas ne-a costat o mică avere, pe lângă sutele de ore de recuperare. Și atunci acest sunet de pași, de fapt, spre asta tinde, cred eu, spre muzicalitatea mai mult oferită de suferința copiilor cu dizabilități, care fac aceste lucruri doar ajutați de noi ceilalți, doar susținuți, care nu ar putea să pășească dacă noi ceilalți nu le-am susține pașii. De asta zic eu,
că merită să ascultați sunetul pașilor. E foarte frumos. Sunetul, iarăși muzica, pasul, dinamica mișcărilor noastre. Acum m-aș opri la vârf, să spunem. 69, nu? Parcă a fost aselenizarea, da? Când Neil Armstrong e primul omuleț care a călcat pe lună, da? Vă mai amintiți ce a spus? Da, un pas mic pentru om, unul mare pentru omenire. Mai spune o dată? Un pas mic pentru om, unul mare pentru omenire. Da. Ai văzut? A spus totul. S-a mai inspirat cineva de acolo, deși nu-l mai iubesc, îl iubeam la pornire, îl iubesc că e profesor și el și nevastă sa și se cheamă frumos Iohannis, prezidentul României de Ozurduie, da. Care, dacă pas mai ține, a debutat cu ce carte? Pas cu pas. Mai are acest cogeaminte președinte. Încă mai are notițe de luat de la pașii tăi. Când îi vai face sub semnul muzichiei, ne vom împrieteni și cu el. Posibil. I-am trimis prima mea carte, dar încă n-am primit nicio recenzie. Știu. Domnule, da, că domnule președinte, încă sunteți datori cu o recenzie, da, pentru Sebi. Dacă ar ști cine-i Sebi, cred că sărmanul... Și noi, nu, am primit cartea pas cu pas. Sebi a primit-o cadou la... și tu poți fi moș Crăciunul în eveniment al Asociației Freama de Speranță, de la domnul deputat Radu Surugiu, pe care îl salutăm, sigur urmărește emisiunile noastre. Ea a fost oferită cu autograf din partea domnului președinte, așadar... Dar și președintele are în casă cu autograf și, de asemenea? Da, exact. Este un schimb de... Prezidenția este vremelnică. Poezia este terenă. Ia. Se va mândri într-o zi domnul Iohannis la pensie, pe la 89 de ani. Uite ce carte am, uite cine a devenit Sebastian Port Câmpul Lung de la Moldova. Frumos. De asta ne și dădăcesc doctorii noștri de sănătate, cu ghilimele, să facem muză cam 10.000 de pași pe zi, nu? Cam atâta spune că e rația. Da, să facem pași. Da. Să facem. Sebastian, la aparate, recită-ne, spune-ne, cântă-ne, omoară, cântă-ne, eu să cânt, nu, Doamne ferește. Deci de cântat nu vi-l încurajez. Vedeți, de aia, la pornirea și la ieșirea, da, din emisiune. De aia l-am luat pe Armin alături de noi în Sibiu, pentru că Sebi, dacă v-ar cânta, probabil că ați fugit din fața micilor ecrane și nu asta ne dorim. Nu fugim după el, facem pași. Dar în schimb Sebi recită foarte frumos, da, da, și atunci o să-l rog să ne recite o poezie. Prima dată aș opta pentru o poezie care este pe album, ca să vadă prietenii de acasă ce regăsesc pe album. Bun, atunci cred că o să aleg poezia cu care sper eu să-mi fac debutul în viitorul meu din teatru. Dacă nu intru la facultate cu recitalul poeziei astea, nu știu cu care intru. Nu ești deja membru al Uniunii Scriitorilor? Nu. Încă nu. Formulează o cerere. E minimum nevoia a trei cărți. Da, avem, da, toate, avem toate mai puțin timpul necesar când îmi prinjim foarte multe proiecte. Da, deci o să... Probabil într-un viitor. Acum vorbeam de faptul că tot într-un viitor, spun eu apropiat, mi-aș dori să fac filozofia și teatru, cele două pasiuni ale mele. Dacă s-ar putea concomitent în același timp, dacă nu, văd eu cum le fac, dar ideea e să le fac. Aș vrea să dau la aceste două facultăți și ziceam că se îmbină foarte mult cu ce scriu eu, cu ce recit eu. Drept urmare, poezia care cred că o să mă ajute în cel puțin la una din aceste facultăți intru, se numește Tristețe. Și e o poezie destul de veche pe care acum am îmbrăcat într-o haină nouă pentru CD-ul. Și sună cunosc poate mai frumos, adică da, așa. Poți să dai drumul și actorului din potențialul lui actor, sigur, din tine. Da, cu dezinvoltură, pare o playlist. Sigur. Sunt trist și văd numai tristețe și chipuri palide, fără finețe.
umbre și alte închipuiri. Sunt astăzi plin de amăgiri. Nori cenușii trec îngroziți de atâta nepăsare și ploapele îmi țin umbriți ochii stăpunși de supărare. Un vânt pribeag și rătăcit cu vuiet din frărăsărit aducea pagubă și a gol, a negură și a nămol. Tresar și mă gândesc, de ce nu poate fi doar dragoste? De ce există Dumnezeu? De ce permite greul meu? Sunt oare astfel pedepsit? Sau să înțeleg că sunt iubit și să mă încred că voi avea un soare blând în viața mea? Și cum să fac să nu mă îndoi de întreaga lume de apoi, când eu, ce n-am greșit nimic, sunt pedepsit prea mult de mic? Pentru că, într-adevăr, asta e, copiii cu dizabilități au uneori de dus pe umeri povara unui întreg neam, sau, în orice caz, o povară care poate fi a lor, dar e prea mare pentru cât de mici au trupurile. Și cam asta e întrebarea pe care își o pune fiecare. Cum să fac să nu mă îndoi de întreaga lume de apoi, când eu, ce n-am greșit nimic, sunt pedepsit prea mult de mic? Da. Da, asta e Sebi, asta este ceea ce scrie Sebi. Sebi scrie trăiri, am spus, sentimente. Și cel mai dureros pentru mine ca mamă este să îi citesc aceste scrieri prima dată, pentru că vreau, nu vreau, sufăr din neputința de a face mai mult pentru el și pentru cei asemeni lui. Dar, din păcate, suntem țintuiți într-un stat în care copiii cu dizabilități sunt foarte puțin ajutați, părinții nu-și cunosc deloc drepturile, consideră că au doar obligații, ușile ne sunt închise în permanență și atunci avem nevoie de un ecou, avem nevoie de o voce. Eu cred că Sebi va fi acea voce a copiilor cu dizabilități și mai mult sau mai puțin niște uși se vor deschide. Pentru că eu așa îl văd, un rost pe lumea aceasta și cred în ceea ce spuneați, cred în cuvânt. Cuvântul poate schimba lumea. Schimba lumea. Da. Nu am absolut nimic de adăugat sau de obiectat la această afirmație. Vă rugăm să urmați cursul normal al emisiunii. Nu s-a răcit încă ziua lui Eminescu de naștere la 15 ianuarie. Și mi-a sărit în minte și mai abitire în inimă ce spune la un moment dat Eminescu, nu? Suferință tu, dureros de dulce. Da. Pentru unii, da. Dar cred că are dreptate și în general. Pentru că atunci când ai o viață în care trebuie să fii om, în timpul în care alții cred că suferi, ajungi fără să vrei să devii sadomasochist. Ajungi să-ți placă suferința asta, ajungi să-ți placă acest dublu rol în care toată lumea te vede suferind, iar tu spui că faci foarte bine. Pe mine mă și amuză cum își închipuie oamenii persoanele cu dizabilități și cum sunt ele de fapt. De obicei, persoanele cu dizabilități au o energie aparte, radiază de fericire. Sunt exact inversul clișeului la care ne așteptăm noi când spunem așa ceva. Și cred cu tărie că dacă un om își face cruce când vede o astfel de persoană, e numai fiindcă o consideră sfântă. Deci când un om cu dizabilități trece și îți face cruce de față cu el, înseamnă că acel om e sfânt. Altă explicație nu-mi găsești. Da, asta ca o paranteză a faptului că foarte mulți dintre concetățenii noștri, în general, în parc, de exemplu, ni s-a întâmplat să ieșim cu copiii cu dizabilități. Sunt copiii cu dizabilități, unii care nu au șansa să arate ca Sebi. Sebi arată ca un copil normal, doar când merge, vedem că de fapt are o problemă.
ei, alți copii deja din trăsăturile feței și așa atrag atenția publicului. Și atunci vedem bătrânele care își dau ghionturi și la un moment dat scuipă sau în sân sau își fac cruce. Sebi a fost foarte simpatic unei bătrâne, chiar i-a spus, zice, bunica, biserica este în dreapta dumneavoastră, dar dacă ați văzut un sfânt și atunci s-a crucit bunica. Bănuiesc că nu i-a mai trebuit să-și facă cruce când a văzut copii cu dizabilități după incidentul respectiv. Și oricum nu uită toată viața. Cred, dar deci este o remarcă a unui copil și a primit, dacă i-aș fi spus eu, probabil se supăra, dar venind de la un copil, cred că avea vreo 10 ani atunci. Păi copiii și nebunii mai spun asta. Da, având doar 10 ani, s-a permis să spun acest lucru și cred că nu-l va uita bunica respectivă. Nu. Pentru că, într-adevăr, copiii ăștia nu au nevoie să vadă că sunt altfel, nu au nevoie să ne vadă că ne facem cruce când îi vedem pe stradă. Putem să ne rugăm pentru ei, în tihnă, acasă, să le fie mai bine. Dar a face aceste gesturi public, pe ei sperie, pe părinții îi traumatizează. De asta foarte mulți părinți își țin copiii acasă, izolați. Nu, cred că efectul e invers. Într-adevăr, la asta am făcut aluzie când am povestit întâmplarea, dar efectul e inversat. Copiii nu se sperie pentru că de multe ori nu sunt conștienți, dar traumatizați îi traumatizează pe ei, pe părinții îi sperie pentru că părinții nu știu la ce să se aștepte. În schimb, copiii rămân cu trauma că sunt văzuți ca niște monștri mici și atunci nu cred că e prea frumos pentru ei, dar eu am încredere că poporul român o să învețe o dată și odată că până la urmă, dacă oamenii ăștia nu erau buni la ceva, nu se nășteau pe pământ. Simplul fapt că există persoane cu dizabilități arată că sunt bune, sunt utile pământului și nu fac umbră degeaba. Adică, până la urmă, nu trebuie să uităm de contrastul dintre titlul și opere. Vă aduceți aminte de idiotul Dostoevski care era numit așa pentru că era epileptic. Pe vremea aia, epilepsia era numită în popor idioțenie. Și culmea, nu te-ai fi așteptat să fie și prinț, să aibă o moștenire destul de mare și să fie un om mult mai normal decât cei din jurul lui. Te face să te întrebi dacă nu ești tu idiot, considerându-l idiot. Cam asta e paradigma nebuniei. De câte ori întâlnești un nebun, îți pare că el e mai normal decât tine. Copiii și nebunii spun adevărul, dar domnul Ion Creangă, ce se mută la domnul Ion chiar în noaptea de peste ani, da? Da. Când copiii îl căutau cu clopoțelul la geam, taman atunci domnul Ion Creangă își făcea documentația de plecare, da? N-a suferit tot de epilepsia. Da, da. Sunt foarte multe dar, genii care au suferit de epilepsie. Napoleon. Eu am bătut în cuie cu pioasă și discretă aluzie către însuși Domnul Iisus, nu? Cuiele acelea care până la urmă n-au făcut răul, ci dimpotrivă. Am următoarea axiomă după care mă înstăpânește. Aș scrie-o pe tablă sus și tare și mare. Dumnezeu nu face rebuturi. Da, cred că... S-a asumat opera aceasta. În registru minor, în registru și-a asumat. Singura chestie pe care nu și-a asumat-o Dumnezeu e rău, pentru că Dumnezeu n-a creat rău. Rău a fost o consecință a oamenilor care se credeau Dumnezei. Și rău a mai fost o consecință a ceva ce nici măcar Dumnezeu n-a putut prevedea. Prostia. Dumnezeu l-a creat pe Adam foarte deștept, nu s-a așteptat să existe sindromul ăsta cronic numit prostie la oameni. Prostia și infatuarea au adus rău în nume, în niciun caz nu Dumnezeu sau creațiile sale, oricât de abile sau dizabile le-am vedea noi.
Dumnezeu e luat pre nepregătit de foarte multe ori, de mândria lui Lucifer, de prostia noastră, de îngânfarea de a crede că nimeni nu-i profet în țara lui. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim din portret strict istoric, probabil că unii știu asta sau alții nu știu, dar nici Iisus nu era tocmai blond cu ochii albaștri, așa cum îl vedem în icoane, stând la binecuvântata căldura Palestinei și arătând exact ca orice om de pe vremea lui, era mai degrabă destul de bondoc, pruneci și măsliniu la față, adică exact tipul de om pe care dacă l-ai vedea astăzi pe stradă, l-ai recunoaște imediat ca fie având o disabilitate, fie arătând oricum altfel decât ți-ai imagina. Deci Dumnezeu lucrează prin oameni, mai mult decât Dumnezeu lucrează prin astfel de oameni. Da. Te agăț de celebrul grec Nikos Kazantzakis, care are o lucrare celebră, Hristos răstignit a doua oară. Că dacă ar mai veni odată, asta i s-ar repede întâmpla în lumea la... Da. Sebi citește mult și... Da, e foarte bine. Adică nu ne mai putem... Preia informații. Nu ne mai putem permite să cântăm fără note, da? După ureche. Deși, când facem o nuntă, de pildă, nu mă repet să-mi angajez niște muzicanți de-au terminat ei tamană conservatorul. Exact. Și mă căutam niște lăutari. Este un lăutar mare, că îl dau deseori, că mi-e foarte drag. Și se numește Vasile Mucea de la Bilca, a lăsat în urma lui băiat și nepot, îi duc arta mai departe. Și totdeauna am sunat. Dacă omul acela nimerea într-un conservator, sărmanul ieșea de acolo tot de tuns, frezat, îi se duceau toate aromele cântărilor lui. Ori el așa a rămas în puțina lui școală și bine a făcut. Da, până la urmă se dovedește... că uneori tot de amatori are nevoie lumea asta și că granița dintre profesionist și amator nu e atât de mare. Gândiți-vă că Titanic a fost construit de profesioniști, iar ca lui Noe de amatori și totuși arca există. Super! Da, ne-am mai fi fost atât de drag părintele Ilie Cleopa de la Sihăstrie dacă mi se petrecea prin câteva doctorate? Nu. Nu. Așa este. Deși, de fapt, că... citea foarte mult și că știa la fel de bine felul de a gândi al oamenilor, psihologia și filozofia, ca orice student la științe sociale, nu ne putem îndoi. Întotdeauna am avut impresia că lucrările dumnealui sunt pline de psihologie, de a pătrunde gândirea omului, de a ști cum să-l iei. Era unul din acei puțini oameni despre care puteai să spui că poate sta de vorbă la aceeași masă cu noi sau cu orice personalitate culturală și poate coboră la nivelul de cioban de la care a plecat. Puteau să asculte și oile și parlamentarii și oricine avea de învățat la el. Ridic mâna și dăm voie să șteară voie profesorul de la tine să completeze aici. Că veneau la Sihăstrie frații ăștia gemeni, de se cheamă atât de frumos, cel puțin Andrei Pleșu. Andrei Pleșu cu Gabriel Liceanu descălicau des pe la Sihăstrie și țina vă spune că își luau notițe pe genunchi de la egumenul Cleopa. Am avut în viață bucuria să-l ascult. Un orator cu o limbă atât de frumos, înflorată, era înaintea, în prefața sânzienelor din Cireșar, în ograda Mănăstirii Sfântul Ioan din Suceava, unde mulțime de lume care știa cine este, eu nu știam pe atunci cine este, dar m-a cucerit definitiv. Cum spune părintele Cleopa? Zice că în oraș, că ai pomenit de Lucifer, da? În oraș diavolul vine sub formă de spectacole, de femei frumoase, de pierdere de timp. În pădure vine personal. Da. Mi-e foarte drag. Da. Având o țară de bordei undeva într-un codrule Maria sa. Da. Se vine mai răciți o poezie. Așa gândeam și eu, că cine știe când ne mai prindem. Eu... Rămâne ușa deschisă pentru tot anul pentru voi aici. Vă dau abonament, dar nu. Ia uite. Macar o dată pe lună dați-ne ceva din mila Mariei. Da.
tare mulțumim! De fiecare dată când o să putem ajunge aici și o să avem timp la dispoziție, o să trecem. Dar până atunci vreau să începem anul cu câteva întrebări la care vă las să meditați până data viitoare. Ca să schimbăm când, acum întâia oară, Sapa Gondei și Brazda în Călimară? Exact. Da. Și cu o poezie, fără milă, da. Da, cu o poezie care se numește Aș vrea să știu, care pune tot felul de întrebări filozofice, existențiale, care mă frământă pe mine atunci când nu mai am ce altceva să fac să decât vedem să cel frământă. Suntem niște frământați, într-adevăr. Să-l vedem cel frământă pe un elev de clasa a noua. Când pe lung, de la Moldova. Hai să auzim. Ce frumos e cuvântul. Ce frământări suntem? Poate avea un copil? Sebastian Remus Crăciun, clasa a noua, când pe lung, de la Moldova. Prezent. Aș vrea să știu ce răuri ne controlează firea ascunse în fiecare și în oricare din noi. Aș vrea să știu ce demoni ne strică nemurirea. De ce sortit e omul la lipsuri și nevoi? De ce găsim odihnă în crime și dezastre? Și cum de mici la suflet și negri ca tăciunea cu spatele la ceruri, totuși visăm la astre? Suntem atei din fire, dar așteptăm minunea. Aș vrea să am o cale spre mintea chinuită a omului nesigur de însăși viața lui. Aș vrea să separ albul de o travă înnegrită și gustul bun de mere de amarul din gutui. Aș vrea un echilibru, căci răul e puternic și binele disperă luptându-se cu el, și aș vrea să-l țină cerul în bezne pe nemernic. Și aș vrea să fie lumea o lume de pastel. Aș vrea să merg pe unde înaintea mea vreodată n-am mai călcat piciorul niciunui muritor, să aflu în fine cheia aceea blestemată ce ține închisă viața cu acest urât zăvor. E un moment în care nimic nu e ce este, când oamenii se schimbă în altceva neviu și când se nasc coșmaruri din ce credeai poveste. De ce se întâmplă asta? Din nou, aș vrea să știu. De ce își joacă omul absurdui dublu joc? Încheie iarăși târgul cu un diavol cu sorciu? Ce urmărește oare băgându-și mâna în foc? Și care e câștigul? Din nou, aș vrea să știu. Arată-mi, Doamne, calea ce duce la răspuns și visul ce îl duce spre sfânta împlinire, căci simt un gol în suflet, un mare neajuns, și viața mea pustie și fără de menire. Te voi urma oriunde vrei vrea și mă vei duce, căci vreau în asta viață să văd, să învăț, să știu. Să aflu, deci, răspunsul acela de răscruce. De ce e omul cum este? Eu asta vreau să știu. Dă-mi, haide, libertatea, ce n-are niciun înger. De nu vrei, am curajul și-l voi avea fiind viu și am să-mi continui drumul. Chiar de va fi să sânger, am să-mi continui drumul, căci trebuie să știu. Mulțumesc! Să-ți continui drumul, Sebi. Greu, da. Greu să punem cuvintele la treabă. De ce, continui drumul. De ce ne face... Pentru că trebuie să știi și noi trebuie să știm răspunsul la toate aceste întrebări. Probabil că... Da, e. Doar... E, la urmă, mea știe o vinovăție. Da. Eu știu ne că dorim. Nu, eu știu că nu da, știu. Da, și totuși, eu știu că nu știu nimic, merge la oamenii care totuși știu ceva. E mai bine să fii vinovat de a ști decât să trăiești în neștiință. Îmi place mai mult Toma necredinciosul decât Toma prostul. E mai bine să ceri o dezlegare. Până n-a pus mâna, nu? Iarăși da. Ajungem la cuie. Da. Da. Am făcut o punte undeva, peste un pârâu mic. Mi-am pus doi dulapi acolo și mai ce? Și a venit meșterul și desbunățeam. Dar la urmă, ca să am și eu mulțumirea lucrării mele, o țară de paternitate acolo,
Zice, vino și mă tam cu ați. Na, eu eram om cu școală, cum n-ai mă. Și îmi dă ciocanul și cui, zice, băi, bate și tu un cui aici, că aici nu trebuie școală. Deși în ultima vreme ne izbim tot mai mult de lipsa oamenilor care să facă o profesie. Deci, din cele care, zic eu, curente, da, cure de păi care nu se poate da. Da, nu mai avem, s-a simțit acum, nu da? Mai avem după celebre, sugrav, nu mai avem după ilustrele școli buni. Profesionale de pe vremea lui. Este o lipsă mare. Cei mai buni electricieni, cei mai buni lăcătuși, cei mai buni strungari au fost atunci în școlile acele de 3 ani de zile. Acum de... avem foarte mulți elevi cu facultăți care nu au nicio pregătire. Nu. Care deci, din păcate. Comeri. Din da. Păcate devin da. Șomeri cu facultate, da. Nu au o pregătire. Se, cu jumătate de voce se instalează iarăși, am văzut, învățământul cu dual, ajută. Cumva. Se vorbește de școlile de arte și meserii, să le aducem la loc. Eram minunat. Să nu dăm același bacalaureat și într-un liceu ca Dragoș Vodă, unde învață Sebastian, și într-o școală profesională. Da, dar asta târziu? Da, mă rog. Arghezi spune că nici târziu niciodată nu-i prea, nu e prea târziu. Târziu. Important nici târziu este, nu-i prea târziu. Da, important este ca să se facă ceva pentru copiii ăștia, că nu sunt toți de prim-ministri. Da, dacă am învățat toți carte, nu ar avea cine să ne scoate ciubotele, spunea Ion Creangă. Și acum încep să-i dau dreptate. Ce mi-e mie mai de folos? Un om care... știe să-și facă treaba, un pantofar care îmi croiește o pereche de ghete cu care să merg toată viața pe drumul meu să continui eu să vreau să știu, pentru că nici de ăștia nu mai avem dovadă că ghetele de ortopedice se uzează foarte repede. Ziceam, ce mi-e mai de folos? Un pantofar ca lumea, un tâmplar ca lumea, pentru că până la urmă și Iisus era tâmplar. Sau mi-e de folos un prim-ministru care știe două limbi și niciuna bine? E foarte greu să... Dacă aș fi... Da. Și putința de a face rău este amplificată enorm din poziția în care este, da. Da. Sebastian. Nu te scutim de a ne mai încânta odată cu versul tău și cu recitarea personală pe care creia îi dai un contur. Tocmai vorbeai frumos. De timpurile în care trăim. Ai putea să ne... Un timp al nimănui. Ai putea să ne spui în versul un timp al nimănui, cam care este timpul pe care credeai tu că îl trăim. Se cam isprăvește. Destul de apocaliptic viziunea mea despre timp, dar încerc să cred că eram mai tânăr, mai la trup, mai curat și aveam mai multă dreptate atunci. Deci, un timp al nimănui. Trăim în lumea în care să fii creștin e greu, fiindcă ispita e mare și mic e Dumnezeu. Nu-i timp de rugăciune și nici de pomeniri. Viața-i deșertăciune. Trăim din amintiri. Ne plângem de samarul și nu vedem de fel că noi am găsit zarul destinului rebel. Cuvinte care dor, pământul îl umbresc. Blesteme de omor și prunci le rostesc. Frați care au uitat că o mamă i-a hrănit, acum s-au judecat și aspru și-au vorbit. Pământul și averea sunt tot ce-și doresc. Nu văd de fel durerea părinților ce-i cresc. Poruncile le par povești și nălociri și nici nu au habar de sfinți sau de martiri. Trăiesc cu bucurie un timp al nimănui și în marea lor mândrie. Uită că sunt ai lui. Vă mulțumesc! Copil, ce ai trăit prin centre și spitale, tu cel ce ai suferit, ajuns la disperare. Deschisă și gândul presărat, dorința mi-e aprinsă că poți fi ajutat. Un freamă de speranță e tot ce-ți dăruiesc și
crezul că în viață dorințe se împlinesc. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. O să-ți cumperi ghete, n-ai bani de ochelari, te simți ca un scaiete când prețul e în dolari. Dar astăzi eu îți spun că lumea s-a schimbat, vei crede că-s nebun sau poate doar ciudat. Însă prietenia în care e speranță renaște omenia ce ne mai ține în viață. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Oameni care iubesc, toții s-au reunit și astăzi își doresc să fii tu fericit. Fii bun și îndrăznește să te gândești ca mine, eu cel ce îți vorbește am fost bolnav ca tine. Dar eu am îndrăznit să sper și să visez, și cei ce m-au iubit mi-au dat al vieții crez. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să lupți cu demnitate, să îngrop de lăsarea, să spulber lașitatea, să nu vezi nepăsarea. Să nu vezi nepăsarea, să nu vezi nepăsarea. Thank you.